Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a decis ca taina botezului și taina cununiei să fie oficializate numai în bisericile parohiale. Concret, credincioșii care și-au pus în gând să se cunune sau să facă botezuri în zone cu spații verzi, restaurante, pontoane sau chiar mănăstiri nu vor mai putea beneficia de acest lucru. Biserica Ortodoxă Română și-a motivat decizia prin faptul că vechiul regulament, mult prea permisiv, transforma de multe ori cununia sau botezul în spectacol, pierzându-se astfel din solemnitatea momentului. Totodată, membrii sinodului au hotărât să vină în sprijinul enoriașilor nevoiași care apelează la slujbele de mormântare. Astfel, prin modificarea vechiului regulament, parohiile vor ajuta familiile defavorizate cu venituri reduse, cu mulți copii, cu persoane bolnave sau a vârstnicilor cu venituri mici, prin faptul că nu li se vor mai solicita contribuții bănești pentru slujbele de înmormântare.